Salut, dragi abonați! În seara asta nu fac The Night King, Destinul lui Sony, sezonul 2, episodul 4, pentru că nici nu am o idee și nici nu prea am chef. O să-l fac mâine. Mâine dimineață o să-l fac, adică mâine după ce îmi termin treaba. Sau s-ar putea să nu-l fac mâine, să-l fac poi mâine. Nu știu că... Poate că vă întrebați de ce mi-am pus acum poza asta de profil, cu mine plângând. Cu mine trist, mai bine zis. Păi pentru că... Simt că tot ceea ce fac nu este bine pentru alții. Părinții mei se ceartă pe diferite probleme. Ne vine un musafir care e pierdut rău în minte, nu știu ce are. Sony e supărat, se gândește din ce în ce mai tare la amintiri urâte. Iar eu nu știu ce să fac, nu pot să fac nimic. Nu pot nici să îmi împac părinții pentru că sunt problemele lor și eu n-ar trebui să mă bag în problemele lor. Mai ales că tata e foarte nervos când e supărat. Și nici pe Sony nu pot ajuta. Adică fac destinul lui Sony, sezonul 2, destinul lui, dar poate chiar și acum ar fi trebuit să fac. L-ar fi făcut să se simtă mai bine. V-am arătat în comunitate că am pus că voi face în august, în septembrie, în octombrie și în noiembrie foarte multe serii, deci foarte multe serii. În decembrie nu știu ce o să fac. O să încerc să fac un videoclip special de Revelion, dar nu spun surpriza. Va fi o surpriză și pentru Sony și pentru Edi și pentru toți. Mă rog. Dacă o să fie bine Sony până atunci. Dar să fim serioși, oricine se bucură de Crăciun. Crăciunul e perioada bucuriei, a dăruirii și a unirii în familie. Acum se ceartă ai mei. Eu sunt în casă și filmez. Ei se ceartă afară. Se ceartă pe un musafir care tot... Nu știu... Își lasă o baltă. Unele lucruri trebuie să le ții pentru tine. Eu se ceartă foarte tare. Nu știu, îi întreb după asta ce s-a întâmplat. Dar nu e cazul să fii supărați. Și nici eu, dar... Eu nu sunt supărat în totalitate, dar sunt mâhnit. Am atâtea probleme și eu. Ai mei se ceartă... Eu nu știu...
altceva să fac. Un safirul ăla care tot vine la noi, nu mai pleacă în fiecare săptămână aici, aici, aici. M-am săturat până peste cap. Știu că e musafir, dar prea vine. Nu, nu e ca să fiu stresat. Mă calmez. Sunt mai calm acum. Sunt mâhnit și pentru Sony. Încep să cred că el spune că va fi bine, dar dacă n-ar fi trăit în acea familie, oricum nu e familia lui de vină. Dar nu, nici el nu este de vină. Nu vreau să-l mai întristez acum. Asta e. Ne vedem mâine sau poi mâine. O să-mi schimb poza doar dacă și Sony și-o schimbă vesel. O să-mi repun înapoi poza cu echipa mea. Dacă și Sony și-o schimbă.